Tear us apart and bury me all in my head. Bună dragilor, ce mai faceți? Bine ați revenit pe acest canal. În sfârșit, au venit iarna cum trebuie. O nins afară azi noapte, acum chiar nu știu dacă mai ninge, cred că s-a oprit. Dar măcar s-a depus zăpadă. Abia acum simt și o vibe de Crăciun. Din păcate cam târziu. Aia e. Copiii s-au bucurat și ei, au ieșit și s-au bătut cu zăpadă pe afară și alte chestii. Și da. Să vă las câteva imagini să vedeți și voi cum ne-am distrat de dimineață. În primul rând vreau să-i mulțumesc Otiliei de la Cufărul cu Parfum pentru că mi-a dat tag în acel clip cu 12 luni, 12 parfumuri. Da, deci îmi se pare de super faină și chiar urmăream câteva clipuri de genul și am văzut că am fost și eu tăguită. Așa că mulțumesc încă o dată și pe această cale. Am pregătit aici câteva din... Deocamdată voi le vedeți pe primele două. Le-am pus așa, nu știu cum. A fost foarte, foarte greu să aleg. Pentru că am mai multe parfumuri care s-ar potrivi într-o lună sau într-o perioadă și... Oh my God, deci a fost super, super greu să aleg care să le pun pentru fiecare lună. Anyway, le pot deporta astăzi acel două lip kit de la Lip Shein. Cel de la Willy Wonka, doamne, și miroase ciocolată, e genial. Și pe buze miroase ciocolată. Înainte de a începe, nu uitați să vă abonați acestui canal, așa că hai să începem. Părerile sunt personale, deci, nu știu, am spus și o să mai zic. Dacă pe mine un parfum persist, nu înseamnă că persistă pe toată lumea, sau dacă la mine nu persistă deloc și pe alții persistă de mori, atunci na. Sunt personale, fiecare diferit în felul său, parfumurile persist diferit pe fiecare persoană, avem pH-uri diferite, deci nu vreau să aud alte chestii. Doamne, sunt așa emoționată, oh my God. O să încep cu ce am ales pentru luna ianuarie, această lună, și anume Gloria Vanderbilt, Minuia New York. Nu știu unde am pus capacul, doar îl aveam cu ceva timp și nu știu ce a făcut cu el. De chiar am problemă de a pierde capacele parfumurilor. Eu l-am în variantă de 100 de ml, e cu această lebădă pe spate, care e superb. Adică ce-l țin aici, cum se vede, imprimat, stil 3D, parcă e introdusă lebăda în sticluță. Și vedeți, totuși am consumat din el, îl am de un an, și ceva, una jumate, cam așa cred că l-am. Și credeți-mă, doamne, deci persist destul de mult. De asta l-am și ales. Sora mea mai mică, eu chiar îl ador. E un parfum dulce. Are și o mică notă de vintage acolo. Îi ceva. Că la început eram dar după aia am mai dat câteva șanse și chiar s-a dovedit a fi wow. Deci nouă chiar ne place și sticluța este ca o bomboană, nu știu cum să zic. Deci o bomboană imensă. Mai trebuie bețișorul ăla sau dacă întorc așa, ca o acadea imensă. Deci e absolut minunat. Doamne, ce rău îmi pare că nu am capacul, este așa lung și scrie Vanderbilt pe el. Ok, haideți să vă citesc și ce note are. Da, mi-a făcut temele. Deci Gloria Vanderbilt. Este din 2015, un parfum, face acum și 10 ani, în câțiva ani. Parfumierul este Dora Bagriș, cred că așa se pronunță, Bagriș și corectați-mă în cazul în care greșesc, chiar nu știu să pronunț aceste nume. Ca note de vârf are tuberoză, bujor, roz și crin alb. Ca și note de mijloc gardenie, ea sumie violetă și zambilă și note de bază, lemn de santal, lemn de chihlimbar, paciuli și piele întoarsă. E un floral. Floral puternic, persistent. Deci, oh my God. Unul din preferatele mele, pe care chiar îl recomand, nu numai în perioada de iarnă, chiar... Eu îl mai purtam, nu știu, și toamna și... Vara, când era foarte frig afară, da, când ploua, mai dădeam așa un puf. Dar l-am ales pentru perioada de acum, pentru că zic că e mult mai potrivit. Un parfum pe care l-am ales pentru luna februarie, nu prea l-am purtat,
pentru că vreau să-l țin acolo, că nu cred că o să-l mai găsesc. Este vorba de Flor du Paris. Flor du Paris, nu știu cum să zic. 18. Este un tester, după cum bine observați. Scrie aici, este un sticker cu tester. Îl luasem de pe parfumul, nu mai știu cât, 17-18 lei. Atunci erau un pari, mai erau de la Flor du Paris, erau mai multe parfumuri, nu știu cum să zic. Și l-am luat doar pe acesta. Din păcate, pe parfumul nu se mai găsesc testeri. Da. Este un tester la 100 de mililitri. Deci, dar pe lângă faptul că e o cantitate destul de mare în acest parfum, sticluța e super grea, deci fix cărămidă. Deci, o pot considera armă albă. Am încercat o dată să le iau după mine, dar credeți-mă că mi-e greu un altă geantă, rucsac, nu știu ce aveam atunci. Și da, e păcat, nu e de purtat după tine, e de ținut acolo frumos să stea în vitrină, în dulăpior. Sau dacă e cineva după tine, mai dai geanta în cap și aia este, îi spar capul. Deci, ca să porți cu tine, eu aș recomanda acele sticluțe care pot fi reumplute. Mai avea ce să-mi iau și eu de la. Și mai pui aici și porți cu tine. Da, deci, inițial pe acesta am vrut să pun pentru luna ianuarie. Pentru că în momentul în care m-am uitat pe geam, automat mi-am adus aminte de el. E un parfum, nu știu, e puternic, intens, dar mă duce cu gândul la locuri întunecate, singuratice, așa. Adică l-aș purta în momentul în care e foarte frig afară și simt că tremur și așa, dar în schimb l-aș purta și, nu știu, când îs cu cineva, da? În momentele când îs fericit, îndrăgostit, e și un dulce, dulce puternic. Mamă, deci și persistă, credeți-mă, chiar e fain și ca tester persistă super bine. Oh my god, deci chiar fain. Și l-am ales pentru luna februarie pentru că na, atunci este luna îndrăgostiților, e Valentine's Day, e dragobetele. Da, și nu e nici prea dulce, dar nici prea fresh, ca să zic așa, e între, dar e persistent și, mă repet, puternic, deci asta chiar îmi place. Și da, deci instant, v-am zis, pe lângă faptul că mă duci cu gândul într-un loc rece, singuratic, întunecat, mă duci și cu gândul, nu știu, la un loc plin de dragoste, de flori, da? Cadouașe, iubire, îmbrățișări. Deci, nu știu, e și una și alta, spoluri opuse. Oh my god, așa, și hai să vă citesc despre el. Flor du Paris a fost fabricată în 2017 în Germania, nu știu cine l-a făcut. Ca și note de vârf are bergamotă, mandarină, petit grain, nu știu ce e ăla, și șofran. Note de mijloc, iasomie, prună și trandafir. Note de bază, ambră cenușie, caramel, paciuli, tămâie și vanilie bourbon. Deci eu mereu, înainte de a-mi alege un parfum, îi citesc notele, dacă sunt recenzii bine, dacă nu, nu. Și eu le iau să le încerc. Am văzut totuși parfumul costă ceva, dar mă bucur că am testerul. Pare rău, v-am zis că n-am luat mai multe. Mai gata. Deci un parfum super, super. Pentru luna martie. Am ales un parfum floral. Inițial am vrut să-l pun pentru luna februarie, pentru că atunci se lansase cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, da, Valentine's Day, dar mie mi-aduce aminte mai mult de martie. Este vorba de parfumul Lostiniu de la Oriflame. Lostiniu pentru ea. Deci, după cum observați, este doar jumătate din parfum. Cealaltă jumătate, ce completează această sticlă, este pentru el. Da, deci o idee absolut minunată. Și parfumurile, aromele, și atât de la el cât și de la ea, în momentul în care sunt împreună, e ca și cum, nu știu, ar face un singur parfum, se potrivesc foarte, foarte bine. Acesta pentru ea, acest cristalos tiniu, este gol, da, vedeți? Când cel pentru el, pentru bărbați, ce scris este ieșit în relief și se completează ca un puzzle.
Mamă, deci mi se pare o idee absolut minunată, nu știu. Anyway, deci a fost lansat în februarie acest parfum, dar mi-aduce aminte de moarte. Mi-aduce aminte de momentul în care primeam flori de 8 martie, cadouași, felicitări și, oh my god, soare, fluturași, păsărele, chestii, da? Deci moarte, e primăvară automat, mărțișoare, da, și mărțișoare. Vine în cap roșu și albă. Oh my god, amintiri plăcute și are o persistență destul de bună. Nu e nici cea mai wow, dar nici cea mai slabă. E undeva între, dar tinde mai mult spre cea bună. Deci chiar persistă mult. Am consumat ceva din el, mai am cam un sfert, deci undeva pe aici cam mai am. Dar mă bucur, mai am unul care e sigilat de la Oriflame. Și da, cam acolo mă duce cu gândul. Mi-a mai zis cineva în momentul în care îl purtam că îi aduce aminte de un parfum de educatoare. Nu știu de ce. Am și eu niște prieteni ceva mai, cu imaginație mai bogată și azi în momentul în care mergeau la grădiniță, asta cu mai bine de, nu știu, aproape 20 de ani, parcă toate educatoarele purtau același parfum. Și da, într-adevăr, este un parfum ușor mai... este și childish, dar pare puțin, tinde și spre matur, așa. E o combinație foarte interesantă. Și hai să vă citești despre el. Deci, Lost in You de la Oriflame a fost lansat în 2021. Nicolas Bonneville, cred că așa se pronunță, este parfumierul, creatorul acestui parfum. Notele de vârf, piper, roz, ghimbir și coacăze. Și într-adevăr se simt. Notele de mijloc, bujor, tuberoză și pară. Deci bujorul se simte, slavă Domnului, e atât de mișto, super tare. Și ca note de bază, mosc, boabe tonka, ambroxan și patchouli. Pe mine m-a atras foarte mult faptul că are și piper, și boabe tonka, și bujor. Deci chestiile astea m-au atras foarte mult. Și... Doamne, deci... niște amintiri. Într-adevăr, vă dați seama cum mi-aduce aminte și de anumite persoane. Oh my god. Eu nu știu dacă sunteți ca și mine, dar anumite parfumuri le asimilez, le asociez cu anumite amintiri. Deci, în momentul în care se întâmplă ceva, cunoști pe cineva, ieși cu cineva sau faci ceva în acel moment și porți acest parfum, parcă îți rămâne imprimat în minte. Nu cred că sunt singura care îi așa. Da. Și, într-adevăr, rămâne unul din preferatele mele. De la Emmanuel Ungaro este parfumul pentru aprilie. La Diva, pe acesta l-am luat tot de pe Parfumo și a avut un preț micuț, nu știu, 40 ceva de lei, dacă nu mă înșel. Doream ceva de la Emmanuel Ungaro pentru că peste tot auzeam numai chestii faine despre el, că parfumurile sunt mișto și l-am ales pe acesta, chiar nu mai știu de ce. Și notele sunt faine, așa arată, bineînțeles, fără capac, am pierdut capacul ăsta. Aici este un material textil, aici este plastic și are o culoare foarte interesantă și designul sticluței foarte retro, așa, fain și feminin. La început, la fel, miroase puternic, e dulce, fresh, puternic. Mai multe. Aveam așteptări multe de la el inițial, atunci când l-am testat, nu prea m-a impresionat. Dar cu timpul, testându-l, bine, nici n-am purtat prea mult din el, adică uitați că îl țin acolo la icone. Am purtat doar atât. Da? Și persistența asta m-a dezamăgit puțin, ca să zic așa. Mă așteptam să persiste ceva mai mult. Dar na, e undeva nici prea bună, nici prea rea, păi fiți la mijloc acolo, dar e fain. Deci, Emmanuel Ungaro, un parfum lansat în 2016, note de vârf, zmeură, pară, portocală, piper roz, note de mijloc, gutui, gardenie, iasămie și note de bază, vanilie, paciule și miere. Deci este un fructat, da, un fructat dulce, tinde spre fresh.
Și chiar e fain tare, deci... Și pulverizatorul e interesant. Da, deci e ușor înțepător, cred că de la piper. E înțepător, puternic, fresh, dulce. Eu cam așa îl simt. Și da, pe acesta l-am ales pentru luna aprilie, jumătatea primăverii. Da? Deci ușor, ușor ne ducem și spre parfumuri, mai puțin dulci, mai mult fresh. Pentru luna mai, nu cum parfum preferat de mine și la fel mi-a fost foarte greu să aleg și am ales pe acesta. Este vorba de Love Generation Mystic de la Jean Arthel. Ia uitați-le, ce cutiuță frumoasă, deci e superb, e genială. Deci, wow. De acesta am zis eu că mai seamănă cu un parfum de la Oriflame, oare? Un The Age de la Oriflame. Ba, cred că un The Age și cu Police Miss to be Beat, parcă. Mai că l-a mi-a fost furat, din păcate. Ăla fără de craniu. Păi, doamne, sper să mai găsesc să mai iau. Deci cam așa arată, of course, fără capac. Boala mea capacele, deci ia uitați cât de fain e și sticla, în degrade așa cu bleu și transparent, deci foarte fain și e mișto tare, e un fresh, dulce, copilăresc, tineresc, e chiar frumos tare și am purtat din el, deși eu încă îl mai lăs că nu vreau să-l consum, îl port mai rar, nu am, deci... Bine, la început eu înțepător o strunas la el. Dar e fain tare. Până se mai așează. Haideți să vă citesc despre el. Am înțeles că oricum acesta ar fi clonă de la ceva, dar nu mai țin minte. Anyway, Love Generation este un parfum din 2017. Da? Creatorul Marie Salamani. Cred că așa se pronunță, sau Salamani. Ca și note de vârf, nuci, portocală și piper roz. Eram sigură că are și piper roz, nu o strunasă. Deci, oh my god. Și ador nu ca unul parfumuri. Ok, note de mijloc iasomie, ghimbir, floare de portocal, note de bază, vanilie, lemn de cașmir, ambră și lemn de santal. Vă par note foarte puternice, deci o bază foarte dură de note și așa, dar nu e atât de puternic. Deci, într-adevăr, sunt aceste note, dar nu sunt atât de puternice. Ca într-un, nu știu, parfum oriental sau arabesc, bine, pe alea încă nu le-am încercat și o să, dar urmează. Deci nu sunt atât de dure, puternice și acolo, 100%, sunt așa. Da, mă duce cu gândul la vară. Primăvară spre vară. De asta l-am și ales pentru luna mai. Oh my god. Pentru luna iunie am ales Boom Candyland de la Jean Arthel. Tot de la Jean Arthel. De ce așa de... Anyway, ziua mea este în iunie. Eu sunt pe 2 iunie, exact după ziua copilului și eu mereu zic că fac ziua de 2 ori. Și pe 1 și pe 2. Deci de 2 ori ziua mea. Chiar dacă am 28 de ani, eu tot copil mă simt, copil voi fi mereu. Chiar dacă am un copil... Da? Deci eu vă să mor copil și da. Nu o să mă vedeți să mă schimb pentru nimic. Da, o să am moment în care sunt matură, dar prefer să fiu childish. Da, deci în primul rând uitați-vă la cutie, ambalaj, cât e de yummy. Pe acesta l-am luat tot pe parfumul, tot undeva la un 30 și ceva, 40 de lei, chiar nu mai știu cât am dat pe el. Și bineînțeles și asta, bine, să n-avea capac. Culoare, ce violet superb. Capacul este roz și n-avea capac, avea o chestie de aia, un opritor de la care îl pune aici, pe care îl pune aici, nu puteai pulveriza și ăla era portocaliu. Deci, mai gata, un violet de-ți fură ochii. Da, și are gravat pe sticluță Boom, da? Deci scrie Candyland. Deci, uitați că am consumat totuși din el. Sper să mai găsesc parfumul. Nu știu cât are asta, 50 de mililitri, oare? 100 de mililitri. Este o apă de parfum. Da, îmi cer scuze, la celelalte am uitat specific ce sunt, dar poate zicem la final, sper să-mi aduc aminte care sunt ape de parfum, ape de toaletă și ce mai fie ele.
Ăsta este un parfum. Deci l-am ales pentru luna iunie. Bine, într-adevăr, e dulce. Da? Deci e dulce spre fresh. Dar e yummy, yummy. Deci mă duc când v-am zis deja la ziua copilului, la bomboane, vată de zahăr, lapte și toate chestiile astea. Și o să vedeți acum și notele pe care le are, că de asta l-am ales pentru luna iunie. Și m-am zis că l-am asemenea și cu ziua mea, care e fix după ziua copilului. Și da, îmi place foarte, foarte mult. Și da, cu siguranță l-aș purta și ziua mea. Oh my God, iar amintiri. Hai să vă citesc repede notele. Boom! Este un parfum de 2015. Ca note de vârf are lapte, coacăzi negre, mandarină. Note de mijloc, toffee, da? Pepene galben, floare de portocal. Și ca note de bază. Deci țineți-vă bine că are vată de zahăr. Oh my God, deci... Când am văzut lapte și vată de zahăr, am zis, gata, asta trebuie să fie parfumul meu. Vanilie, lemn de santal și musc. Deci, e un parfum delicios, jucăuș, copilăros și parfumul meu. Ok, trecem la luna iulie, o lună foarte călduroasă, cu mult soare și deja e mijlocul verii, ca articoci. Pentru asta am ales de la Avon, Eve Truth, un fresh, minunat, fresh floral, superb. Doamne, unul, am zis, l-am lăudat, e unul din preferatele mele. Păi, mi se pare foarte potrivit pentru vară. Într-adevăr, mai am parfumuri fresh pentru vară, dar a fost o alegere foarte grea, dar l-am ales pe acesta până la urmă, care eu mi-o oară când zic că e o bijuterie de sticluță. E un verde deschis, ca și în culoare, într-o cantitate de 100 de mililitri. Și eu zic că o să consum la vară din el, de o să mor. Vara, na, nu mă dau neapărat pentru aromă, dar bine, și pentru asta, ca să miros frumos, dar e mai mult pentru senzația aia de răcorire, de proaspăt, atunci când îl aplici pe pielea înferbântată, dacă o să fii super cald, parfumul rece, îl dai și altfel te simți, mai ales mai dieși puțin vântul, mamă, deja simt. Vreau să vă citești despre el. Deci, Eve Truth este un parfum din 2019, de la Avon, da? Parfumierul este Lorale Guerney. Guerney, cred că. Ca și note de vârf are Cassis, cred că coacăzi. Carambola, sau carambola, în german, nu știu cum se pronunță. Coacăze negre și rodie. Note de mijloc, frezie roz, bujor și gardenie. Și note de bază, cedru, mosc și ambră. Într-adevăr, par note de bază foarte dure, la fel, mai ales ambră și ce mai are, dar nu, este un fresh. Mamă, deci e un fresh minunat și persistent, deci chiar persistă fresh-ul ăsta. Deși o să vedem în iulie când o să purtăm, sau chiar la final de iunie, să vedem dacă, într-adevăr, își merită laudele. Luna august. O lună, la fel, plină de amintiri și foarte călduroasă. Am un tester și de data aceasta de la Chopard Brilliant Wish. Bine, ce scrie Wish, dar e Brilliant Wish, cred. Acesta este. Vedeți că e consumat din el. Îl păstrez mai mult pentru perioada caldă. Este un fresh foarte fain. Luxury, așa, e elegantă, e parfumul meu, parfumul nostru, ca să zic așa. L-am purtat în august, când mi-am cunoscut prietenul, iubitul. Deci era aproape de jumătatea lunii când l-am cunoscut. Și purtam acest parfum, v-am mai povestit eu că eram în Suceava și uitasem să-mi iau mai multe parfumuri la mine, că de obicei că plec undeva, am eu 3-4 parfumuri să le mai schimb. Dar atunci, din păcate, l-am avut doar pe acesta. L-am luat din fugă pentru că abia ce-l cumpărasem undeva prin iulie și voiam să-l testez mai mult, să văd despre ce este vorba. Deci uitați că am consumat din el. O să-l port în august, ca să ne aducem aminte.
El nu știu dacă o să-și amintească ce parfum purtam pe atunci. Oh my God, dar pentru mine e ceva wow. Deci un parfum cu amintire destul de puternică. Creatorii sunt Louis Turner și Michel Gerard. Este un parfum din 2010. Ca note de bază are piper roz, note fructate. Într-adevăr simți piperul. Deși care sunt alea, notele alea fructate, că eu tot, nu știu, mă enervează când aud note fructate. Ok, notele de mijloc. Star, iasomie, frunză de violetă și ca note de bază, ambră, note lemnoase și musc. Pare un dulce de ăla de mor, de la ambră, de la notele alea lemnoase, dar nu. Un parfum elegant. Ăsta îmi aduce aminti și din început de septembrie, când ploua afară. L-am purtat de câteva ori când ploua afară. Și mi-am aduce aminte de niște filme, ori fantasy, ori horror, nu știu, mă uitasem cu copii. Ceva legat de Halloween, nu știu, pe mine de obicei februarie de Halloween mă apucă din snow, august. Oh my God, da, deci am multe amintiri cu acest parfum. Trecem la septembrie, prima lună din toamnă. Și pentru septembrie am ales Possess, cel clasic. Cred că sunt la a treia sticluță. Vedeți cât am consumat din el. Este un parfum foarte iubit de absolut toată lumea. Din familia mea, toate fetele, toate femeile îl adoră. Și este foarte, foarte persistent. De multe ori îl purtam și cineva mi-a zis la un moment dat că un prieten era chiar lângă mine și a zis că parfumul ăsta îl îmbată. Adică, te amețește, e foarte fain, e feminin, e... Și nu e nici dulce, nici fresh, e elegant, e luxury, așa, nu știu cum să zic, nu pot exprima prin cuvinte cum este acest parfum. Uitați-vă puțin la capac, deci are un șarpe așa, foarte fain. Și are sistem de ăsta, da? Aici l-ai deschis, aici l-ai închis. Și are și spațiu aici pentru a apăsa mai ușor. Într-adevăr, pulverizarea e superbă și aplicarea. Este recunoscut ca fiind parfumul Cleopatrei, deoarece conține ylang ylang și paciuli. Cel puțin așa este descris în Oriflame, că este pomul Cleopatrei. Și eu, cum sunt turbată după Egipt și sper să ajung într-o zi acolo, mă omoră descrierea asta. De obicei, descrierile la parfumuri mă omoară. Și când am auzit de Cleopatra, am zis, mamă, trebuie să-l am neapărat. Și am prinsesem, nu știu, ori mostre, ori spray de corp, un spray sau cremă, nu mai știu. M-am îndrăgostit de el și mi-am luat pe aia și parfumul. Este, deci Possess, este creat de Daphne Bugi, nu știu, în fine, și Dora Bagriș. Cred că așa se pronunță. Este un parfum din 2014. Deci ăsta e destul de vechi, săracul. Note de vârf, ananas, grapefruit și frezii. Note de mijloc, ylang ylang, floare de portocal și zmeură. Și note de bază, vanilie de Madagascar, paciuli și lemn de santal. Deci, un parfum minunat. Acesta se află în topurile mele, parfumul Oriflame, se află pe primul loc împreună cu un alt parfum pe care îl veți vedea imediat. Deci nu mă pot decide între cele două, sunt la fel de preferate ambele. Possess. Luna octombrie aveam destule. Deci aveam câteva pentru luna octombrie, slavă Domnului, și mi-a fost foarte greu să aleg. A fost foarte greu să aleg între toate, dar l-am luat pe unul pe care nu prea l-am purtat, care îl țin acolo la icoane. L-am mai arătat de o mie de ori. Este vorba de Giordani Gold Essenza Sensual. Este un parfum dulce. Dulce, elegant, feminin, sofisticat. De fapt, nu e un parfum, este o esență, un ulei de parfum. De asta e Essenza Sensual. Aici, ou de parfum. Da, scrie că este apă de parfum. Dar e o esență, de fapt, e un ulei toată ziua. Nu știu cum e apă de parfum. Și da,
Este din cel care se aplică cu pipetă. V-am mai arătat, în cazul în care n-ați văzut, vă arăt și acum. Capacul se scoate. Așa este, vedeți care e parfumelul pus aici. Nu știu cum să vă arăt. Așa și se aplică. Da. Și este aplicat. Vedeți, e ca un ulei. Și, oh my god, deci, îmi pare rău că nu se mai face, deci nu am mai văzut, eu sper să-l mai aduc. Deci chiar dacă nu mai sunt în Oriflame, tocmai ce am renunțat acum două luni, în parfumul ăsta chiar l-aș recumpăra, dar din păcate nu mai este. Fai mă, deci, e un dulce, dar nu e dulce de ăla de să-ți fie rău de la el. Îmi duci super. În parfum a apărut în 2019. Și totuși l-au scos. De ce? Ok. Ca și note de vârf are gardenii, bergamotă și coacăzi negre. Bergamota aia o simt, dar foarte puțin că mustru nasul. Cred că de la ea este. Ca note de mijloc are floare de portocal, tubereoză și heliotrop. Deci, imaginați-vă cât e de mișto. Așa și ca note de bază, vanilie, lemn de santal și lemn prețios. Chiar sunt curioasă care e lemnul ăla prețios. Într-adevăr, cum are notele așa și parfumul prețios. Și într-adevăr, l-am ales pentru octombrie, dar cred că o să-l port ceva mai des. Și da, l-am ales pentru că, într-adevăr, se potrivește cu peisajul de afară, când e mai întunecat, când plouă, când cad frunzele, da? Că se usuc frunzele din copaci, bine, alea începe prin septembrie, spre octombrie, în octombrie și Halloween-ul. E una din sărbătorile mele preferate, cred că știți asta. Și un parfum care se persiste, un parfum care se încălzească, pentru că în octombrie începe să fie foarte frig, cel puțin la jumătatea lunii e rece de tot. Și, deci, un parfum care să fie acolo lângă tine. Oh my god. Super, super. Și da, acesta este parfumerul pentru octombrie. Ne apropiem de final, parfumul pentru noiembrie. Este vorba de Far Away, cel clasic, de la Avon. Clasic, adică primul a apărut. Deci, cam asta, despre asta este vorba. Ai avut 100 de mililitri. Acesta este un parfum dulce. Deci e super dulce, super persistent, e minunat, e elegant, e frumos. E pentru noiembrie. Noiembrie, decembrie, eu l-aș purta în toată perioada asta rece. Deci nu l-aș purta vara în niciun caz, pentru că este mult prea dulce și s-ar putea ca lumea lângă voi să nu-l suporte. Nici voi nu știu dacă ați putea să-l suportați, fiind foarte dulce. Da, aia putea să-l port sau aș putea să-l port vara, seara, probabil, într-o seară puțin mai rece, la un eveniment ar merge ceva elegant, îmbrăcat și da, dar nu. Deocamdată l-am ales pentru noiembrie, vai da mine. Deci persistă de... Îl ador. E absolut super. Știți, pentru că este un parfum super, super vechi. Azi ce am aflat că Far Away este un parfum din 1994. Nu cred că era în acest flacon sau avea culoarea asta. Între timp, cred că s-a mai schimbat. Dar în 94 eu m-am născut, deci e parfumul anului meu, tocmai de atunci. Este făcut de René Morgenthaler sau ceva de genul. Și Xavier Renaud. Deci, ca note de vârf, are cocos, ylang ylang, piersică, caro, carunde, nu știu ce e ăla, și portocală. Note de mijloc, iasomie, gardenii, violetă, frezii, osmantus și trandafir. Deci are niște note superbe. Și notele de bază, vanilie, lemn de santal, ambru și mosc. Deci majoritatea au notele astea de bază. E un parfum, nu știu, semnătură. Eu, e parfumul meu, altul, deci unul din parfumurile mele, parfum pe care mi-l doream de când eram mică. Atunci l-am testat prima dată, pe la un 13-14 ani sau 15, chiar nu mai știu cât,
Din păcate n-am intrat în posesia lui, dar l-am vrut acum și îl am. Și da, acesta este parfumul pe care l-am ales pentru noiembrie. Și am ajuns la ultimul și, oh my god, preferatul meu, unul din ele, ok? Pentru luna decembrie, sfârșit de an, am ales parfumul Amber Elixir Mystery. Un parfum extrem de elegant, extrem de persistent și feminin și dulce. Deci e super dulce. În cazul în care nu vă plac, nu vi-l recomand deloc. Pentru că e extrem de dulce. Este acesta violet. Știți că sunt trei din gama Amber Elixir. Și, într-adevăr, cel clasic se potrivește pentru toamnă, cel toamnă-primăvară, cel, bine, primăvară mai puțin, și cel albastru pentru vară. Vară-primăvară. Deci sunt pentru toate sezoanele, dar am zis că o să iau doar unul din toată colecția și o să pun aici. Deci, un parfum, sper că o să mă dau acum cu el. Wow! Bombonicios, dulce, miroase un gem de ceva, nu știu. M-am mâncat ulea că... Chiar dacă ianuarie afară spre februarie, m-am dat parfumul de decembrie. Anyway, nu are multe note, deci are puține note și e super. Deci Amber Elixir Mystery este apărut în 2020. Cred că în 2020-2021 m-am scris eu la Oriflame atunci, pentru că a fost primul parfum testat de la ei. Era din acel kit pentru începători. Costase, nu știu, 100 de lei oare? Și erau 5 produse, printre care și acest parfum. Și de atunci m-am îndrăgostit de el. Anyway, Emily Bevier Hockman, nu știu cum se pronunță, în fine. Note de vârf, vanilie și citrice. Da, simt puțin la nas, mă înțeapă nasul, în fine. Nota, da, nota de mijloc este crin roșu și nota de bază este chihlimbar. Acesta este parfumul pentru decembrie, un parfum care într-adevăr mă duce cu gândul la adunări de familie, la sărbători, pentru că e dulce, afursecuri, și, deci miroase și afursecuri și automat mă duce cu gândul la Crăciun. Da? Crăciun, Revelion, un parfum potrivit pentru sărbătorile astea, pentru evenimentele de genul, da? Deci, nu știu, nu prea am cuvinte să exprim ce simt pentru acest parfum. Și, într-adevăr, e fain tare. Deci, da. Cam asta este parfumul ăsta. Fursecuri, prăjitori, familie, Crăciun, Revelion, bucurie, iubire, de toate. Toate chestiile bune. Cam asta exprimă Amber Elixir Mystery. Da, deci cam astea sunt parfumurile pe care le-am ales pentru tot anul, da? 12 luni, 12 parfumuri. Da, ce am uitat specific la fiecare, care e apă de parfum, care e apă de toaletă, etc. Deci, absolut toate sunt ape de parfum. Nu sunt ape de toaletă sau parfumuri. Deși unele dintre ele e greu de crezut că sunt ape de parfum, par mai mult parfumuri, deci fix parfumuri. Astea sunt parfumurile. Țin să mulțumesc Otiliei din nou pentru tag. Deci, mersi tare mult și multă baftă cu canalul tău, pentru că e super ceea ce faci. Mai departe, nu știu, o să mă gândesc să văd cui o să-i dau tag. Cred că în descriere o să-l taghez, dar îi dau acolo, îl menționez sau o menționez. Și da, cam astea sunt parfumurile alese. Da, nu o să le port numai pe astea, eu am mai zis de multe ori, pentru că mă plictisesc. Dacă aș purta o lună întreagă un parfum, nu știu, m-aș plictisi de el. Deci vă dați seama că o să mai existe, nu știu, două, trei pe lângă. Depinde și de cum o să mă simt, depinde și unde merg și cum o să fie vremea. Da, adică eu am luat pentru iulie acest parfum care este fresh și e super fain și răcoritor. Dar se poate nimeri în acea lună să fie o zi foarte friguroasă, ploioasă. Deci automat că nu o să port pe ăsta fresh și o să iau altul care e dulce fresh, da? Deci automat pot să le combin. Dar acestea au fost principalele. Deci mi-au luat, cred că, vreo jumătate de oră să aleg.
sau chiar mai bine, că nu știam, aveam acolo tot plin, așa era, mamă, ce să iau pentru fiecare lună. Anyway, da, dragilor, cam atât și cu acest episod. Pentru prima dată când am făcut acest gen de clip, cu siguranță cred că o să fac în fiecare an de acum, pentru că e o idee foarte faină. Ok, bine, dragilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și ne vedem cu următoarele clipuri. Eu sunt Ana, v-am pupat!